Toată onoarea, toată slava și toată gloria să fie a lui Dumnezeu. All the honor, all the glory be to our God. Urmează să citim din scripturi. It follows for us to turn to the scriptures as we read. Din limba română și în limba engleză. Beginning first from Romanian and then also to English. O să citim din Evanghelia după Ioan. We will look at the Gospel according to John. Capitolul 1. Chapter 1. Primele 14 versete. The first 14 verses. În ambele limbi este pe screen. And you can see both of the languages on the screen. Și putem citi împreună textul biblic. And we can read this text together. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. El era la început cu Dumnezeu. He was with God in the beginning. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Through him all things were made, without him nothing was made that has been made. În el era viața și viața era lumina oamenilor. In him was life and that life was the light of men. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. There came a man who was sent from God, his name was John. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. Lumina aceasta este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. The true light that gives light to every man was coming into the world. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Children born not of natural descent, nor of human decision, or of a husband's will, but born of God. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și plin de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Tată care ești în ceruri, Father who art in heaven, suntem sute de oameni înaintea ta. We are hundreds of people gathered here before you. Și noi toți nu suntem decât niște muritori. And we are all but simple finite beings. Avem nevoie de tine. And we need you, Lord. Suntem vulnerabili. We are vulnerable. Și suntem fragili în fața vieții. And we are fragile before life. Dar te chemăm pe tine să vii la noi. But we ask you to come to us. Știm că ești supărat pe noi pentru că am păcătuit. We know that you are saddened by our sins. Dar Hristos ne-a luat păcatele. But Christ has taken upon our sins. Și venim să-ți mulțumim pentru Hristos. And we come to thank you for Christ. Mulțumim că l-ai trimis la noi. We thank you that you sent him to us. Pentru ca să ne ierte și să ne mântuiască. To forgive us and to save us. Aici suntem sute de oameni, Doamne. And we are gathered here hundreds of people. În numele lui Isus, lasă Evanghelia să mântuiască. In the name of Jesus, let the gospel save. Să ierte păcatele. To forgive sins. Să lumineze mintea. To illuminate our minds. Să înduplece voința. In our hearts and our decisions. Să miște inima. To move our hearts. Doamne, oamenii aceștia sunt ai tăi. These people are yours, Lord. Ei respiră pentru că tu vrei ca să le dai viață. They breathe because you have given them life. Ei calcă pe pământul tău. And they step on this world that is yours. Într-o zi vei chema în veșnicie. And you one day will call us into eternity. În călătoria aceasta a vieții, întâlnește-te cu ei în această seară. As we travel, Lord, on this earth, descopere-le pe Iisus. Reveal yourself, Jesus, to us. Și dă-le putere să-l înțeleagă și să-l primească în inimă. Power to understand and to know you in our hearts. Ne aplecăm la picioarele tale. We bow before you.
Și îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea. And we thank you that you've heard our prayer. În numele lui Isus, amin. In the name of Jesus, amen. Oameni dragi, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Dear brothers and sisters, I invite us to take our seats. Am socotit că este mai bine să avem o predică tradusă din românește în engleză. I've gathered that it would be very important for us to have the message that is in Romanian also be translated in English for us. Decât să avem două predici, una în românește și una în engleză. Instead of having us have two separate sermons, one sermon in Romanian, one sermon in English. Titlul predicii din această seară se încadrează în context. And the title of my sermon is in the context of what we have read here in the scriptures. Și este scopul întrupării Mântuitorului. And it is the scope of the incarnation of Jesus. Sărbătoarea întrupării Mântuitorului a fost confiscată și comercializată. The celebration of the incarnation of Jesus Christ was something that was confiscated and commercialized throughout the many years. Și semnificația spirituală a acestei sărbători s-a pierdut pe drumul lung de 2000 de ani de istorie creștină. And the significance of this celebration has been lost by many years. Este ușor să împodobim un brad. It is easy for us to want to decorate a tree. Să punem lumini. For us to put lights. Să ne invităm rudele și prietenii să avem o masă bună. And to invite our friends and families to enjoy a great dinner. Și să spunem că am sărbătorit Crăciunul. And for us to say that we celebrated Christmas. Sunteți siguri că pentru asta a venit Isus? Are you sure this is why Christ came? Este o mare onoare pentru noi să ne întâlnim cu dumneavoastră în seara asta. It is a honor for us to be all of us together. Pe foarte mulți dintre dumneavoastră nu vă cunoaștem. Many of you we do not know. Însă asta nu are importanță. But this is not important. Noi amândoi suntem doi oameni dintre 8 miliarde de muritori. Both of us are amongst 8 billion people that live on this earth. Și scopul acestei predici. And the scope of this sermon este să se explice care a fost scopul Mântuitorului când s-a întrupat în ființă umană. It's to explain the scope of why Jesus became incarnate. Venind în lumea noastră prin întrupare, he came to us through birth. Mântuitorul a mărit cunoașterea oamenilor despre Dumnezeu. And our Savior came to reveal more knowledge of God to us. Jehova din Vechiul Testament, Jehovah from the Old Testament, este Tatăl nostru în Noul Testament. Is our Father in the New Testament. Sărbătoarea aceasta celebrează venirea în lumea noastră limitată și materială a Hristosului, care este infinit și imaterial. And this celebration comes to tell us about the scope of which Jesus came incarnate to reveal to us his plan and purpose. După cum noi ne-am îmbrăcat cu haina, just like we all dressed up in our suits or dresses, așa el a intrat într-un corp uman. He came also in human flesh, pentru ca să poată fi ca noi, so that he could be like us, ca să se identifice cu noi, so that he can identify with us, și ca prin umanitatea lui el să ne ofere mântuirea murind în locul nostru. And through his humanity to die in our place. El este Dumnezeu. He is God. Dumnezeu nu putea să moară. God could not have died. Dar a devenit om. But he came in the likeness of man. Și omul Iisus Hristos poate muri. And the man Jesus Christ died. Lucru care s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. This is something that happened 2000 years ago. Prieten dragi, el a venit ca să moară. Dear friend, he came to die. El a venit ca să moară în locul nostru. He came to die in our place. Pentru că moartea noastră era iminentă. Because our death is imminent. Ca o consecință, ca o pedeapsă pentru păcatele care le-am făcut. It is in regards to the sins that we have done, the judgment, the wrath of God pours out. Venirea lui în lumea noastră demonstrează o dragoste autentică. But his coming into our world reveals a true authentic love. Am călătorit mult în lumea asta. We've traveled a lot in this world. Și am întâlnit oameni neiubiți. And we have met people that are not loved. Oameni care se plâng că nu iubește nimeni. People that cry that nobody loves them. Și unde am avut ocazia să vorbesc. And where I had the chance to speak, am spus, I said, este o ofensă pentru Dumnezeu. It is an offense against the Lord. Să spui că pe tine nu te iubește nimeni. To say that nobody loves you. În timp ce de 2000 de ani există o dovadă
necesară și suficientă că Dumnezeu te iubește. While 2000 years ago there is evidence and proof of what Jesus Christ has done for you. Cea mai mare dovadă că cineva te iubește este să moară pentru tine. And the greatest proof for us to know that someone loves us is for someone to die for us. Iisus a murit pentru toți oamenii. And Jesus died for all mankind. Această dovadă este suficientă ca să știm că noi suntem iubiți. This proof is self-evident that we know that we are loved by God. Dincolo de sărbătoare, de mâncare și globuri, noi avem nevoie să ajungem în cer. Beyond celebration of food and all the decorations, there is a desire, a need for us to be in heaven. Decorul sărbătorii de Crăciun nu ne poate duce în cer. Decorations of Christmas cannot bring us into heaven. Aș vrea în această seară să avem două pasaje din Scriptură. And so I would like tonight for us to look at two passages from Scripture. Și împreună să ne uităm la ele. And for us to look at them together. În felul acesta vom înțelege mai bine ce spune Scriptura. And in this manner we will understand more what Scripture has to say. Pasajul acesta este din Cartea Romani. This passage that we see before us here is from the book of Romans, capitolul 5, chapter 5, versetele 12 și 18. Verses 12 and 18. O să-l citim în limba română. We will read it in Romanian. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Haideți să privim la versetul acesta din punct de vedere teologic. Let's look at this particular verse from a theological perspective. Primul adevăr. Here's the first truth from this passage. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Through one man, sin entered the world. Știți cum l-a chemat pe omul acesta? Do you know what this man's name was? Adam. Adam. Pe el l-a chemat Adam. His name was Adam. El a fost reprezentantul umanității. He was humanity's representation. Și ca reprezentant el a pierdut. And that which he represented, he lost. Și pentru că păcatul a intrat în lume este pentru că el a păcătuit. And sin entered the world on account of Adam's sin. Prin păcat a intrat moartea. Through sin, death enters. Acesta este al doilea adevăr. This is the second truth. Dumnezeu a creat viața. God created life, însă noi am păcătuit și păcatul a generat moarte. But we sinned and that sin generated death. Primul adevăr, printr-un om, printr-un singur om a intrat păcatul în lume. The first truth, through one man, sin entered the world. Când echipa de fotbal a Statelor Unite, when the American soccer team pierde un meci, să zicem cu Germania, loses a match and let's just say it's with Germany. Ce se spune la news? What do people say in the news? Statele Unite ale Americii au fost învinse. They say that the United States were beaten. Pentru că 11 reprezentanți, because 11 representatives, au fost învinși. Were beaten. Dar ei au reprezentat o țară. But they represented a whole nation. Și înfrângerea a venit peste toată țara, nu doar peste sportivi. And also this whole nation is the nation that lost, not just the sports. Adam a reprezentat umanitatea. And so Adam represented humanity. Și el a fost învins. And he was overcome. Și toți oamenii de atunci până astăzi și până la sfârșit vor fi învinși prin el. And everyone from Adam till now will be overcome. Prin păcatul lui în lumea noastră a intrat moartea. And so through sin, death entered the world. Al treilea adevăr. The third truth. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Death came upon all mankind. Vreți să vă spun o veste neplăcută de Crăciun? Can I tell you a news that is not so good for Christmas? Mă puteți ierta pentru ce urmează să spun? Can you forgive me for what I'm about to tell you? Urmează să murim. What follows is we will all die. Nu știu când. I don't know when. Dar urmează. But it follows. Nimeni nu mă poate contrazice. Nobody can contradict this. Bunicii noștri nu mai sunt. Our grandparents maybe are not with us anymore. Părinții noștri nu mai sunt. Maybe our parents are no longer with us. Știți al cui rând este? But do you know who they are? Al nostru. But it is our turn. We are next. De ce trebuie să murim? Why do we need to die? Pentru că Adam a păcătuit. Because Adam sinned.
Și pentru că noi la rândul nostru am păcătuit ca și Adam. And because in our own time, in our own way, we also sinned like Adam. Oameni dragi, moartea este o pedeapsă. Sin is a judgment. Este o pedeapsă datorită păcatului. It is a punishment because of sin that leads to death. Este pur și simplu o pedeapsă. And this is a punishment. Treci pe roșu. When you go on a red light, la semafor, e normal să fii pedepsit. It is normal for us to have an incur an infraction. Adam a trecut pe roșu. And so this is what Adam did. Adam went on red. La intersecția vieții. At the intersection of life. Și noi la fel. And we likewise. Am crezut că nu ne-a văzut nimeni. No one has always seen what we've done. Am crezut că e dreptul nostru. We thought that it was our right. Am crezut că putem face ce vrem. We thought we could do whatever we would like. Am crezut că viața e noastră și facem ce vrem cu ea. We thought life is ours and we can do with it as we please. Dacă ar fi a noastră, eu n-aș muri niciodată. If it was mine, I would never want to die ever. Dar îmi este împrumutată pentru un timp scurt. But it is given to me for a short time. Și cel care mi-a dat-o în 1962, 1 octombrie, îmi va spune într-o zi din viitor, vino. And the person who gave me this life in 1962 will one day call me and ask for it back. Un om a păcătuit. A man sinned. Prin păcat a venit moartea. Through sin, death enters. Moartea a venit peste toți oamenii. Death has come upon all humanity. Pentru că toți oamenii au păcătuit. Because all mankind has sinned. O să vă spun un al doilea lucru neplăcut. I will tell you a second thing that maybe is not so pleasant. Dumnezeu este supărat pe noi. God is saddened with us. Dumnezeu este supărat pe noi. God is saddened at us. Pentru că l-am trădat. Because we have turned our face against him. Pentru că am ascultat de diavolul și lui am întors spatele. Because we've listened to Satan and turned our back on him. Cu 40 de ani în urmă m-am căsătorit. 40 years ago I got married. Și motivul pentru care se rup cele mai multe căsătorii este infidelitatea. And many of the motives why marriages cease today is because of infidelity. Noi am fost infideli față de Dumnezeu. And we were infidel when it came to Christ and our relationship with him. Și Dumnezeu s-a supărat. And Jesus was saddened by us. Versetul 18. Verse 18. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care i-a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Amen. Printr-o singură greșeală, printr-un singur păcat al lui Adam, a venit o osândă care i-a lovit pe toți oamenii. Through a single sin that was from Adam, all humanity now are judged. Mă bucur acum să vă spun o veste bună. But I want to tell you that I'm joyful now to give you a good news. Printr-o singură hotărâre de iertare a venit peste toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Through one decision of forgiveness, that decision that Christ accomplished gives us life. Exact cum reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu, Adam. Exactly how our representative before God, which is Adam, a păcătuit. He sinned. Și prin păcatul lui a intrat moartea peste toți oamenii. And through his sin, all of humanity now has... În lumea noastră a venit un al doilea Adam. There is a second Adam that came into our world. Știți care este numele lui? Do you know what his name is? Iisus. Jesus. Ce a stricat Adam, a reparat Iisus. What Adam ruined, Jesus resolved. Adam ne-a adus moartea. Adam brought us death. Prin păcat. Through sin. Iisus a venit și a murit el în locul morții noastre. And Jesus came and he died in our place. Și a spus tatălui, Tată, and he said, Father, pentru 110 miliarde de oameni cât au trăit până astăzi pe pământ, for 110 billion people that have lived on this earth, eu am murit. I have died for them. Ei sunt liberi. And they are free. Ei sunt liberi. They are free. Eu mi-am asumat păcatele lor. I have taken upon their sin. Iar tu mi le-ai imputat. And you imputed them to me. Și eu am murit pentru păcatele and lor. And I died for their sins. Și acum ei sunt liberi. And now they are free. Lasă-i să plece. Let them go, Father. Dă-le drumul. Give them freedom. Acceptă că ei sunt iertați pentru că eu am fost osândit. Accept that they are forgiven because I have taken upon
their sin. Uneori copilului nostru îi scapă, îi cade din mână ceva. Sometimes our children might drop something out of their hands. Și tata se apleacă și ridică. And the father would bow down and he picks up that object. Copilul strică. And the child breaks it. Și tata repară. And the father comes back and he fixes it. Cu 2000 de ani în urmă. 2000 years ago. El a venit să repare. He came to repair. Permiteți-mi în această seară să vă spun că ăsta a fost un proiect al lui Dumnezeu, iar Iisus a fost specialistul care a venit să împlinească proiectul. Permit me to tell you that this was something that the Father had planned out and Jesus was the only specialist able to fulfill. Unul dintre numele lui este Mesia. One of his names, his titles is Messiah. Este Hristos. It is Christ. Este Mântuitorul. He is the Savior. Este Apărătorul. He is the one that guards us. Este Iertătorul. He is the one that forgives. Este Restauratorul. He is the one that restores. Pentru că a venit să repare ce a stricat Adam. Because he came to repair what Adam broke. Adam a răsturnat. Adam turned over this vase. Însă Hristos le-a pus la loc. But Christ put it back. Pentru asta a venit. This is what he came to do. A venit special pentru asta. He came specifically for this. Noi ne-am născut pentru că tata și mama s-au căsătorit. We were born because our mothers and fathers were married. El nu s-a născut. But he was not born in that fashion. Că nu putea fi mântuitor, că prin naștere avea păcatul adamic. Because he could not have been born the exact same way that you and I through conception is born. El a rămas Dumnezeu 100%. But he was God 100%. Și s-a întrupat, avea o existență anterioară. But he came incarnate. Scopul întrupării lui Hristos. The scope of the incarnation of Christ. Este la fel explicat în următorul pasaj pe care urmează să-l punem pe screen. It is also explained in the following passage that we'll put on the screen. Ioan capitolul 4, John chapter 4, versetele 11 și 12. Verses 11 and 12. A venit la ai săi. He came to his own. Asta înseamnă Crăciun. Asta sărbătorim în această seară. This is what we are celebrating. Atunci când a venit la ai săi însă, when he came to his own, a venit acum 2000 de ani. He came 2000 years ago. Dar ai săi nu l-au primit. But his own did not receive him. Vă aduceți aminte ce l-a făcut? Ce i-a făcut? Do you remember what they did to him? L-au dat pe mâna romanilor. They gave him on to the hands of the Romans. S-au detașat de el. And they completely detached himself. Și romanii l-au ucis. And the Romans killed him. Este ca și cum eu. It is like me. Aud strigătele copilului meu. I hear the cries of my child. Niște câini l-au atacat, l-au trântit la pământ și îl mușcă. And some dogs have come to attack him and begin biting him. Și eu nu l-ajut. And I don't help him. Și plec. And I leave. Și mă îndepărtez. And I go further. Iar copilul meu rămâne acolo. But my child remains there. Așa au făcut evreii cu Isus. That's what the Israelites did with Christ. El a venit la evrei, nu la noi. He came to the Jews, not to us. Dar ei l-au dat pe mâna romanilor. And they gave him over to the Romans. Și l-au prezentat ca pe un instigator. And they presented him like an instigator. Ca pe un om politic care vrea să răstoarne guvernul. Like a political figure who uproot the Roman rule. Și a fost ucis. And he was killed. Sunt 2000 de ani de atunci. There's 2000 years since then. Evreii nu l-au primit. The Jews did not accept him. Dar tuturor celor care l-au primit. But all those who did receive him. Adică celor ce cred în numele lui. That is those who believe in his name. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. He gave them right to be called sons of God. Vă puteți uita la versetul cu numărul 12? Can you look at this verse 12 again? Până acum a fost vorba despre el. This was up until now it was about Jesus. Acum este vorba despre noi. But now it is about us in verse 12. Tuturor celor ce l-au primit. All those who received him.
Faci parte din numărul oamenilor care l-au primit? Are you part of that group of people that have received him? Gândește-te. Think about this question. El a venit. He came. Și nu mai poate să facă nimic. And he cannot do anything more. Ar putea să te constrângă. He could convince you. În calitatea mea de slujitor al bisericii, but as a child of God in the church, am văzut foarte mulți oameni care au fost constrânși de Dumnezeu. I've seen many people that were convinced by God, pressured by the Lord. Îți moare cineva, someone dies in your family, ai un accident foarte grav, you can have an accident, tragic. Știți cum încep oamenii să se roage când ajung la spital? Do you know how people begin to pray when they get into the hospital? Știți ce credincios devin într-o clipă? Do you know how faithful they became in a moment? Vi se pare onorabilă această atitudine? Do you think this attitude is honorable? Să comercializăm prezența lui Dumnezeu și să-l căutăm doar atunci când ni se pare că urmează să murim? To commercialize the presence of God and to only pursue when we think we're about to die? Toate școlile pe care le-am făcut în viață nu ne-au dat demnitatea să iubim pe cineva dacă merită iubit? All the schools that we've gone through have taught us that we should love someone that has given us that dignity and that honor. Îl caut doar atunci când am nevoie de el? Do I only seek for him when I am in need of him? Te caracterizează această atitudine? Is this what characterizes your attitude towards Christ? Biblia spune, dar celor care l-au primit. The Bible says, but those who received him. Celor care l-au primit. Those that received him. Ce se va întâmpla cu cei care nu l-au primit? What will happen to those who do not receive him? Ce se va întâmpla cu evreii la care a venit și nu l-au primit? What will happen with the Jews that he came to but rejected him? Celor ce cred în el. Those who believe in him. Celor care l-au primit și celor ce cred în el. Those who received him and those who believed in him. Celor ce cred în numele lui. Those who believe in his name. Este un nume sub care te adăpostești. There is a name that is a refuge. Este un nume sub autoritatea căruia intri. There is a name under which you are under his authority. Și în timp ce intri sub autoritatea lui, and when you come under this authority, Dumnezeu te vede prin el. God sees you through him. Și prin el ești un om iertat. And through him you are forgiven. Pentru că el a murit deja pentru noi. Because he already died for us. Fără el, noi suntem niște păcătoși expuși. Without him we are sinners that we are exposed before the Father. Sub autoritatea lui, but under his authority that is Christ, noi suntem apărați de el. We are saved. Suntem restaurați de el. And we are restored. De aceea trebuie să-l primim. That is why we need to accept him. De aceea trebuie să credem în numele lui. And why we need to believe in his name. Este în beneficiul nostru. Because this is our benefit. Oameni dragi, asta nu e religie. Dear friends, this is not religion. Nu, aceasta e rezolvarea unei probleme manieră dumnezeiască. This is the resolve that God has found in Christ Jesus. Aceasta este rezolvarea unei probleme maniera lui Dumnezeu. And this is God found a solution for this problem. Nu noi am inventat mântuirea. We didn't invent salvation. El a inventat-o. He did. Pentru că a vrut să ne ofere o a doua șansă. Because he wanted to give us a second chance. Sesizați iubirea. Do you understand this love? Sesizați mângâierea. And this comfort that he gives us. Sesizați bunătatea. And his goodness. Ne-a dat o a doua șansă. He gave us a second chance. Pentru ca să-l primim și pentru ca să credem în el. For us to receive him. And for us to believe in him. Și în felul acesta să devenim copii ai lui Dumnezeu. Acesta este un drept. And in this manner to have this right to become children of God. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. He gave them right to become children of God. Sunt de 20 de ani în Statele Unite. I am approximately 20 years in the States. Am venit cu un contract de muncă aici la Biserica Betania. And I came with a work contract to pastor in this church. Peste o săptămână am primit green card-ul în poștă. And after approximately a week I received my green card. Și până astăzi nu mi-am luat dreptul să devin cetățean al Statelor Unite. And up until now I have not taken my right that I have to become a citizenship in the United States. Ori de câte ori ies din Statele Unite și mai ales când mă întorc, am cu mine green card-ul. Many times when I leave the United States and I have to come back, I have the green card with me. De vreo 16 ani îmi propun să-mi iau cetățenia. And for the last 16 years I've been telling myself that I want to take the citizenship. Și dacă mă întrebați de ce nu am luat-o până acum, and if you ask me why I haven't taken it up until now,
O să vă răspund că n-am avut timp. And I will tell you that I haven't had time. Și vorbesc foarte serios. And I'm very serious. Dar m-am gândit că trebuie să-mi fac timp și să o iau. But I thought to myself that I need to make time and take it. Și acum m-am apucat de treaba asta. And so that's what I am doing at this time. O să am în viitorul apropiat cel mai probabil dreptul să devin cetățean al Statelor Unite. And hopefully in the near future I'll have the right to become a citizenship in the United States. Contează asta. This matters. Pentru cei care o au deja nu contează. For those who already have it, it doesn't matter as much. Știți pentru cine contează? Do you know who it matters? Pentru acela când aude Nino, Nino, îi se mărește pulsul. For the person that hears the sirens. Pentru ăla, dreptul ăsta este mai important după viață pe locul 2. For that individual, it is very important to have this status. Poți să mai pui încă o dată versetul pe screen? A venit la ei. He came to them. Ei n-au vrut să-l primească. They did not want to receive him. Însă sunt totuși oameni care îl primesc. But there are also people that do receive him. Dar ce înseamnă să-l primești? What does it mean to receive him? Să crezi în numele lui. To believe in his name. O să vă aduc aminte de unul dintre versetele cele mai sugestive care pun în evidență importanța credinței. I will remind you of a verse that we read in the scriptures that put the importance of believing. Și acest verset spune. And this verse says, prin har ați fost mântuiți. By grace you have been saved. Prin credință. Through faith. Și aceasta nu vine de la voi. And this is not on your own doing. Este darul lui Dumnezeu. But it is a gift of God. Ca să nu se laude nimeni. So that no one should boast. Nu avem dreptul să facem așa. We have no reason to pound our chest. Pentru că e un dar. Because it is a gift. E un dar. It is a gift. Știți cine ne-a dat darul? Do you know who gave us this gift? Dumnezeu Tatăl. God the Father. Știți cine l-a convins să ne-l dea? And do you know who convinced him to give it to us? Iisus Hristos. Jesus Christ. Pentru că a murit în locul nostru. Because he died in our place. Este cineva aici care este dator la bancă, care are mortgage? Is there anybody here that is in debt to the bank? Hai să presupunem că există o singură persoană. Let's presuppose that there's only one person here tonight. Și să presupunem că are $200,000 la bancă, datorie. And to say that you have a $200,000 debt to the bank. Și în această seară să presupunem că aici este un businessman foarte generos. And let's say that there is a very generous businessman here tonight. Care merge la omul ăsta și spune următorul lucru. And who goes to this following man and tells him, ai treabă mâine? Do you have something tomorrow? Ai o jumătate de oră liber mâine? Do you have a half an hour for me tomorrow? Dar de ce mă întrebi? Why are you asking me? Vreau să mergem în vizită la tine la bancă. I want to go in visit. I want to go visit your bank tomorrow. La mine la bancă? Da, de ce? My bank? Why? Vreau să îți achit mortgage-ul. Because I want to pay the debt that you have. Glumești cu mine? Are you joking with me? Nu. No. Am bani. I have money. Și am dorința să-ți fac un bine. Te rog să-mi dai voie. And I have this desire to do good to you. Mă gândesc că n-o să refuzi. I would imagine that I wouldn't refuse. Și mâine dimineață parcați în fața băncii. And together be parked outside the bank. Omul acesta are un check. This man has a check. Îl dă la funcționarul de acolo de la bancă. And he gives it to the teller in the front. Și știi cum te numești? And you know what he calls you? Om fără datorie. A person without debt. Dar n-ai făcut nimic pentru treaba asta. But you did nothing for this. Dumneata ai 200 de mii. You have 200,000 as your debt. Dar a venit cineva. But someone came, bogat, rich, și generos, and generous. Și a spus, îți rezolv problema. And he said, I will resolve your problem. Și dintr-un dator ai devenit un om liber. And from a debtor, you became a person free. Și ai primit drept deplin peste casă. And you received the full rights over your home. O să mai pui o dată versetul pe screen? Can you put that verse one more time? Uitați-vă la ultimele cuvinte. Look again at the last words. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. He gave them right to become children of God. Acesta este un drept. This is a right.
Pentru asta primești un title. This is what you receive a title for. Este un drept. It is a right. Hristos ne-a plătit datoria. Christ has paid our debt. Hristos a mers în fața judecății lui Dumnezeu. Jesus went before the wrath of God. Și a spus: Tată, eu mor în locul lui, mi-asum pedeapsa lui. And he said, Father, I will go in place of them and I will die for them. Puteți să credeți că pentru asta a venit? Can you believe that this is what Christ came for? Pentru asta a venit. This is what Christ came to accomplish. Aveți o impresie bună despre Hristos acum? Do you have a good impression when it comes to Christ? Crezi că mântuirea, adică să mergi în iad, se merită să coste 200.000? Do you think salvation or to go into hell that you would want to assume this debt? Cât de recunoscător ai fi omului care ți-a dat 200.000 să-ți achite mortgage? How would you react towards this person that just saved you of this debt? Nu este așa că ai rămâne restul vieții recunoscător? Isn't it true that you would remember him for the rest of your life? Nu este așa că atunci când l-ai reîntâlni, l-ai privi cu admirație și ai zâmbi? Isn't it true that when you would meet him, you would admire him? Mântuirea nu costă 200.000. Salvation does not cost 200,000. Nu poate fi plătită cu toți banii din lume. It cannot be paid with the sum of all the money in the world. Fiul lui Dumnezeu, întrupat în ființă umană, a trebuit să moară pentru ca eu să nu mai am datorie la Dumnezeu. But the Son of God came and he was incarnate and he died so that he could assume our debt. Vreți să vă spun ceva foarte personal? Can I tell you something very personal? Am 61 de ani. I'm 61 years old. M-am convertit la vârsta de 21 de ani, adică cu 40 de ani. And I converted to Christ at the age of 21, 40 some years ago. Am făcut școala de teologie și am devenit pastor. And I did theology school and I became a pastor. Le spun oamenilor despre Dumnezeu. And I started telling people about God. Și trăiesc ca un om iertat și bucuros. And I live as a man that is forgiven and full of joy. Dar undeva în sufletul meu, but somewhere in my soul, am o umbră de regret. I have a shadow of regret. Pentru că nu pot să fiu mai recunoscător față de Domnul care mi-a luat toate păcatele. That I cannot be reminisce more on what God has done in the freedom that he has given. Această umanitate e complicată. This humanity is complicated. Și în conștiința mea nu mă simt satisfăcut de măsura, de intensitatea în care îmi manifest recunoștința. And in my conscience I am not satisfied that I had given God everything that I possibly can. Foarte des îmi aduc aminte și spun: "Hey, trebuie să fii mai recunoscător." Many times I'm reminded of this thought and I tell myself that I need to give God more recognition. Și îmi propun să fiu așa și nu sunt suficient de mulțumit. And I tell myself that I want to do better, but I still am the way that I am. Ați avea careva dintre dumneavoastră suficientă iubire să muriți în locul meu? Would some of you have a sufficient amount of love to die in my place? Nici eu în locul dumneavoastră. And not me for you either. Dar el a murit pentru noi toți. But he died for all of us. Pentru aceasta s-a întrupat el. For this Jesus came. Evrei ca națiune l-au respins. Jews as a nation rejected Jesus Christ. Iar toate celelalte naționalități ale planetei Pământ. And all the other nations on this planet, la nivel de individ, as far as an individual, iau decizii personale să-l primească, they make personal decisions to receive him, și să creadă în numele lui, and to believe unto his name, și în consecință să primească dreptul de copil al lui Dumnezeu, and to receive the right to be called child of God, sau să nu-l primească, or to not receive him, să nu creadă în numele său, to not believe in his name, și în consecință să nu facă parte din familia lui Dumnezeu. And as a result to not be a part of the family of God. Cu 40 de ani în urmă m-am confruntat cu această dilemă. But 40 years ago I was confronted with this dilemma. M-am născut în religia ortodoxă ca aproape toți românii. I was born into the Romanian Orthodox like many Romanians. Și la 21 de ani, and at 21 years old, am ascultat o predică ca și predica asta. I heard a sermon just like a sermon like this. Și atunci mi-am dat seama că eu vreau să devin copilul lui Dumnezeu. And I realized that I want to become a child of God. Mi-am dat seama că vreau acest drept. I realized that I want this right. Și mi-am dat seama că pot să am dreptul acesta crezând în Isus și primindu-l în inima mea. And I realized that I can have this right accepting Christ into my heart. Asta este istoria mea. This is my history. Și istoria oamenilor acestora care sunt membri ai acestei biserici. And many of the members that are in this church. Oameni dragi. Dear friends. V-am invitat aici cu foarte mult respect. We invited you with the utmost respect. Însă vrem să vă spunem despre
cel mai mare lucru pe care îl puteți face în viața de pe pământ. But we want to tell you the greatest thing, the most important thing that you can do on the face of this earth. Este să-l primiți pe Iisus în mod conștient. And that is to conscientiously receive Christ. Și să credeți în numele Lui în mod personal. And to believe on unto his name personally. Și în consecință veți primi dreptul de copil al lui Dumnezeu. And as a result to receive this title as child of God. Decizia aceasta are trei faze. This decision has three phases to it. Luminarea minții prin prezentarea argumentelor. For our minds to be illuminated through the arguments that we hear. Asta am încercat să vă aduc argumente. And this is what I tried to do, to bring you these arguments from the scriptures. Doi, mișcarea inimii. Number two, for your heart to be moved. Sentimentele noastre tresare la înțelegerea iubirii și sacrificiului Fiului lui Dumnezeu ca să ne recupereze. And your sentiments to respond to what Christ has done. Și trei, and number three, înduplecarea voinței. That is to make a final decision. Nu eram hotărât în seara asta să-l primesc pe Iisus. Maybe you were not ready to accept Christ. Nu eram hotărât să cred în numele Lui. I was not ready to believe in his name. Dar argumentele m-au convins. But these arguments now have created a decision in me. Emoțiile mele mi-au încălzit sufletul. And these emotions that I'm feeling now has warmed my heart. Nu-i vorba de ceva opțional. This is not something that is optional. Între iad și rai e o diferență îngrozitoare. Heaven and hell is a big difference. Și pentru că eu am posibilitatea să aleg. But because I have the free will to choose, voința mea va fi înduplecată de forța argumentelor. I will choose on the basis of what I've heard and the arguments presented. Și de sentimentele mele care îmi aduc lacrima până aici. And the sentiments that I feel in my heart that bring tears to my face. Probabil că unii dintre dumneavoastră știți anumite slăbiciuni despre mine. Maybe some of you know some weaknesses that I personally have. Vreau să vă spun o veste destul de slabă. I want to tell you not something easy for me to say. Nu știți aproape nimic. But you probably don't know much about me. Aproape nimic nu știți. Almost nothing. Eu mă cunosc pe mine. But I know myself very well. Vreți să mă credeți că mă mir? De ce a vrut Dumnezeu să mă ierte pe mine? Can you believe me when I tell you that I don't always understand why God has forgiven me? N-am făcut nimic pentru el. I have done nothing for him. În tinerețe am consumat alcool, am fumat țigări și am făcut o grămadă de prostii. During my adolescent years, I smoked, I drank, and I did many other things. N-am făcut nimic pentru onoarea lui. And I did nothing for his honor. Pur și simplu am fost egoist și m-am ocupat de mine. I was egotistic and I cared only about myself. Și totuși el a venit la mine. But he, although he saw all those things, still came to me. A adus în peisajul minții mele argumentele șansei de a fi mântuit. And he brought these arguments, the chance to be saved. La prima predică pe care am ascultat-o în viața mea. And the first sermon that I listened to in my life. Mi-am dat seama că eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. I realized that I want to be a child of God. Vreau să fiu un om iertat. I want to be a person that is forgiven. Vreau să merg în cer. I want to go to heaven. Și vreau să am această siguranță. And I want to have this assurance. Mă bazez pe această carte. I choose to believe the scriptures. Pe adevărul ei. And the truth found in it. Bunicile noastre spun lucruri diferite. Our grandparents might say different things. Tradițiile noastre sunt diferite. Our traditions are different. Dar această carte care e cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că Iisus a murit pentru mine. But this book that is the word of God says that Jesus felul died for me. A luat naștere sărbătoarea Crăciunului. And this is what gives birth to Christmas. Nu vreau o sărbătoare, vreau pe sărbătorit. I don't want a celebration, I want the person. Nu vreau I want o religie, to celebrate the person. Vreau iertarea păcatelor. I don't want just a religion, I want the freedom from sin. Nu vreau să fiu doar un religios, vreau să merg în cer. And I don't just want to be a religious person, I want to go to heaven. A trecut o mare parte din viața mea. A huge part of my life has passed. S-ar putea să fi trecut aproape toată. And almost all of it has passed. O să văd mâine dimineață dacă mai mă trezesc. And I will see if I will wake up again tomorrow. Dar am siguranța de plină în suflet că atunci când voi pleca de aici, nu-i nicio problemă, mă mut în cer. But I have an absolute assurance that when I leave here and if God calls me, that I will have a place in heaven. Asta este mesajul Bibliei. This is the message of the Bible. Pentru asta a venit Isus. This is why Jesus came. Să ne ducă în cer. To bring us into heaven. Noi am stricat treaba asta, dar el a restaurat-o. We ruined this, but God restored it. Aș vrea să vă întreb. I want to ask you. Sunteți pregătiți să luați decizia asta în seara asta? Are you ready to make a decision tonight? Este suficient o întâlnire, o predică, o seară? Is it sufficient a night like this, a sermon like this? Vreți să amânăm pentru duminica viitoare când este întruparea Domnului, ajunul duminică și Crăciunul lunea?
Do you want to postpone for Christmas Eve, for Christmas Day, or for another day? Okay. Okay. Dacă vrei să amânăm, amânăm, ne vedem peste o săptămână. If you want to postpone, we can postpone and see each other a week from now. Dar trebuie să vă spun ceva. But I need to tell you something. Eu până duminica viitoare s-ar putea să mor. But till next Sunday it is possible that I can die. Și dacă îmi permite să fiu mai îndrăzneț, and if I can be more direct with you, exact același lucru vi s-ar putea întâmpla și dumneavoastră. This very same thing can happen with you as well. Dacă un lucru trebuie făcut, de ce să-l facem duminica viitoare și nu duminica asta? If something needs to be done, why do that next Sunday if it can be done and resolved this Sunday? Când ne este foame, spunem nicio problemă, duminica viitoare mâncăm. When we're hungry, we say not a problem, we'll eat next Sunday. Facem așa? Do we do that? Dumnezeu să ne păzească. May the Lord help us. Când ne este foame, atunci mâncăm. No, when we're hungry, we eat. Când avem o problemă, atunci o rezolvăm. When we have a problem, we resolve it. Am ajuns aproape la încheierea slujbei. We have come to the closure of this night. Însă privindu-vă, and as I look at you, îmi dau seama că nu sunteți nici mai mult, nici mai puțin decât ca mine. I realize that you're nothing more, nothing less, but you're just like me. Aveți nevoie de siguranța că mergeți în cer? Do you need the assurance that you will go to heaven? Bineînțeles. Of course you do. Vreți să-L primiți pe Mântuitorul care a venit special la noi? Do you want to receive Christ who has come for us? Bineînțeles. Of course. Vreți să credem în numele Lui? Do you want to believe into His name? 2 miliarde de oameni de pe fața pământului. 2 billion people on this face. Îi poartă numele. They carry His name. Bineînțeles că vrem asta. And of course we want to. Vreau în această seară să vă rog să faceți lucrul ăsta. And so I want to ask you to do this tonight. Veți primi dreptul de copii ai lui Dumnezeu. You will receive the right to become children of God. Iar când lumea aceasta se va preface în scrum și nu-i departe timpul ăsta. And when this world will culminate to its end, which is not far off, așa cum un magnet culege toate orice metal, tot la fel el ne va atrage la el. Just like a magnet collects all metals, so Jesus will attract us to himself. Și va începe veșnicia. And eternity will begin. Eu voi fi acolo. I will be there. Nu pentru că sunt un om bun. Not because I'm a good person. Ci pentru că El mi-a iertat păcatele, iar eu l-am primit în inimă și cred în numele Lui. Because He has forgiven me, because I have received Him and I am His. În seara aceasta vă rog să faceți lucrul acesta. Tonight, I eagerly encourage you to do this. Chiar acum. Right now. N-ați făcut niciodată un business așa de profitabil ca acesta. You will never make a business such as profitable as this very decision tonight. Nimic din ce ai nu trece dincolo de mormânt. Nothing that you have today will go beyond the grave. Dar iertarea lui trece dincolo de mormânt. But forgiveness won't go past the grave. Nu se va termina niciodată. No one will be forgiven at that time. Vei rămâne sub protecția lui pentru întotdeauna fără sfârșit. If you are under Christ, you will remain under His protection. Vei face parte din familia lui Dumnezeu. Vei fi ca un înger al lui Dumnezeu. Will be part of His family. Așa se întâmplă cu oamenii mântuiți. This is what it is with people that are saved. Vreau să-mi faceți un semn cu mâna, cei care în seara aceasta vreți. I want you to signal with your hand for those that desire tonight. Să deveniți oameni ai lui Dumnezeu, iertați, mântuiți prin jertfa lui Hristos în care credeți. To be children of God, Hristos îl primiți în inimă. To be children of God that are forgiven and called and have given rights by Jesus. Te poți căsători cu cineva care nu vrea? Can you marry somebody that doesn't want to? Știți cum se numește treaba asta? E pedepsită de lege. You know what this is called. Te poți căsători doar cu cineva care vrea. You can only marry somebody that desires the same thing. Nu ți se pare o onoare să te îmbrățișeze Dumnezeu? Isn't it an honor to know that Christ embraces us? Nu ți se pare o onoare să treci dincolo de mormânt? Is it an honor to know that life is after the grave? Și dacă partea asta, materia asta, o să o mănânce viermi. And even if this material decomposes, sufletul nostru e veșnic. Our soul is eternal. Și o să trăim cu Dumnezeu în veșnicie. And we will live with God in eternity. Aceasta trebuie să crezi. This is what you need to believe. Și seara asta o să fac o rugăciune pentru dumneata. And tonight I want to make a prayer for you. Și cu rugăciunea aceasta o să încheiem slujba. And with this prayer we're going to conclude our service. Nu există șansă mai mare în viață. There is no greater chance in life. Decât să devii mântuit, iertat.
But the greatest thing to be forgiven, to be set free. Am încercat să fiu ambițios în viața mea. I wanted to be ambitious in life. Și am încercat să dobândesc ce am putut. And I tried to prove that by doing what I did. Când voi muri, but when I die, nu voi lua nimic. I will take nothing with me. Nici măcar pe soția mea și pe copiii mei. Not even my children or my wife. Mașina mea va rămâne aici. My car will stay here. Toate lucrurile vor rămâne aici. And everything that I have will stay here. O să mă duc înaintea lui cu mâinile goale. But I will go before him with my hands empty. Iar el o să mă aștepte. And he will wait for me. Știți de ce? Do you know why? Pentru că mi-a promis. Because he promised me. Nu doar mie. And not just me. Pentru că mi-a promis. But he promised. Mă bazez pe onoarea lui. And so I base everything on that honor. Mă bazez pe demnitatea lui de Dumnezeu, de creator. In his dignity as creator. Mă bazez pe cuvântul lui care de mii de ani rămâne în picioare, în ciuda multor regi ai lumii. In his word that stands in the midst of all history and time. E cineva care își mai dorește lucrul acesta aici? Is there somebody that desires this relationship tonight? Este cineva care își mai dorește lucrul acesta aici? Is there somebody that desires this relationship tonight? Vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. I want to pray for you. Vă rog frumos să ne ridicăm în picioare. I invite us to stand. Gândește-te, dragul meu. Think, my dear friend. Că de ziua de astăzi ești sigur pentru că ești în ea. That today you are sure that you are here. Dar ce urmează, nu știu. But what is to follow, you cannot know. Înainte să mă culc, vreau să fiu sigur. And before I go to sleep, I want to be assured că fac orice lucru care este important pentru veșnicia mea. That I will do whatever I need that is important for my salvation and for my future. Și ce-mi doresc mie, vreau să-ți doresc dumitare. And what I desire for myself, I also desire for you. Așa că în timpul rugăciunii, and so while we will be praying, am să te rog să-ți apleci. I'm going to invite you to bow your head, să-ți închizi ochii, to close your eyes. Și dacă rugăciunea pe care eu o fac este rugăciunea pe care dumneata vrei să o faci, and if the prayer that I make is the prayer that you desire, atunci spune lui Dumnezeu, Doamne, then I want you to tell yourself, Lord, cred în tine și în numele tău. I believe in you and in your name. Doamne, te primesc în inima mea. God, I receive you in my heart. Vreau dreptul de a fi copilul tău. I want the right to be called a child of God. Ajută-mă să te urmez. Help me to follow you. Ajută-mă să devin un om pe care îl binecuvintez. Help me to be a person that will be blessed in life. Schimbă-mă, Doamne, fă-mă nou. Change me, make me new. Spune rugăciunea aceasta în inima dumitale. Say this prayer in your heart. Haideți să ne aplecăm capetele. Let us bow our heads. Tată care ești în ceruri. Heavenly Father. Tu ești veșnic. You are eternal. Noi muritori. We are simple and finite. Tu ești infinit. You are infinite. Noi limitați, fragili și vulnerabili. And we are limited, fragile and vulnerable. Dar am auzit despre Isus. But we've heard about Jesus. Că a venit pe pământ cu scopul să mântuiască oameni. That he came to this world to save people. Sub condiția ca oamenii să creadă în el. Under the condition for people to believe unto him. Și să-l primească în inima lor. And to receive them in their hearts. În seara aceasta aici sunt foarte mulți oameni care vor să facă lucrul ăsta. Tonight there are many people that desire that. Uită-te în inima lor, Doamne. Look in their hearts, Lord. Uită-te la procesul lor de gândire, de judecată. Look at the process of their thinking, Lord. Luminează-le discernământul. And illuminate that discernment. Veghează, Doamne, responsabilitatea lor de a-și dori mântuirea. And watch over them, Lord, for them to make this great decision. Lor, ei cred în tine. And if they believe in their heart, și dacă în inima lor ei sunt hotărâți să te primească în sufletul lor. And in their heart ready to accept you. Tată, Father, te rog, dă-le dreptul să fie copiii tăi. Give them the right to be called children of God. Apoi învață-i ce urmează. Then teach them, Lord, what is to follow. Dă-le pasiune să citească Biblia. Give them a passion to read your word. În mod deosebit Evanghelia după Ioan mai întâi. To read the book of John. Învață-i să se roage. Teach them, Lord, să vorbească, să comunice cu tine. And to speak and to communicate with you. Dezvoltă-le interesul să se gândească la cer, la perspectiva să trăiască veșnic împreună cu tine. To develop a eternal perspective and to think about you. Și dezvoltă responsabilitatea lor cu privire la propria veșnicie. And develop in them, Lord, the need to think about eternity. Îți mulțumim că ne-ai călăuzit pe toți aici. We thank you that you have brought all of us here. Îți mulțumim pentru armata aceasta de muzicieni care ne-au încântat inimile și te-au onorat pe tine. And we thank you, Lord, for all the musicians and the songs sung. Îți mulțumim pentru eforturile lor. We thank you for all the efforts made. Pentru responsabilitatea și dăruirea lor. And the responsibilities. Slujirea lor ne-a atins inima. Lord, in the service, their și ne-au condus la crucea pe care Hristos a murit.
and has brought us to the cross of Calvary. Dar în seara aceasta nu ne închinăm înaintea lor, că ei sunt oameni. But Lord, we don't worship them, they're human beings. Dar ne închinăm înaintea ta pentru că tu ești Dumnezeu. We worship you because you are God. În numele lui Isus, care e fiul tău și mântuitorul nostru. In the name of Jesus, your son and our savior. Ne întoarcem cu fața spre tine ca să-ți mulțumim. We turn our face to you to thank you. Pentru că ți-ai sacrificat propriul fiu ca să ne ierți păcatele. Because you have sacrificed your only son that we may be forgiven. Ne-ai dat șansa să devenim mântuiți. And you have given us, Lord, the ability to be saved. Ne-ai creat oportunitatea să credem. And created the ability for us to believe. Și să devenim copiii tăi. And to become your children. Să avem dreptul să devenim parte din familia ta. And to have the right to be a part of your family. Îți mulțumim, Tată. We thank you, Father. Îți mulțumim. We thank you. Îți mulțumim, Tată. We thank you, Father. Îți mulțumim. We thank you. Și adunarea să spună amin. And the church to say amen.